Din cunoștințele dumneavoastră, care sunt cele mai amenințate județe de tăierile ilegale de pădure? Din informațiile pe care noi le avem pe aplicația noastră, județele sunt Argeș, Covasna și Suceava. Acolo sunt cele mai multe raportări pe care noi le-am primit până în acest moment pe aplicația noastră. Sigur că un răspuns mult mai relevant l-ar putea avea chiar autoritățile statului, în speță Poliția Română sau Ministerul Mediului, unde sunt raportate toate neregulile sau chiar și tăierile legale, pentru că putem să vorbim și de județele cele mai încărcate din acest punct de vedere, nu neapărat cele cu cele mai multe ilegalități. Vreau să vă mai întreb de asemenea, mă rog, Ministerul, că tot vorbează autorități, Ministerul Pădurilor, spune că s-au defrișat în ultimii 20 de ani cam 360 de hectare, ilegal. Considerați relevantă cifra aceasta, corectă, din experiența pe care o aveți pe teren sau... Adică, unii spun că ar fi foarte puțin față de dezastru care este în teren. Cred că aici Mihai e mai... Nu sunt în posesia unor date concrete legate de acest lucru. O problemă poate să fie din cauza că, desigur, ca să zicem așa, nu toate tăierile sau doar o parte din tăierile ilegale sau cele care sunt neconforme reglementărilor silvice, de fapt apar în evidențele oficiale ale Ministerului. În mod sigur se întâmplă și acest lucru. Deci există o deficiență pe sistemul de a constata aceste fapte și probabil și pe sistemul de a le raporta și a le transmite mai departe către minister. Nu cred că ministerul, având niște raportări de acest gen, le ascunde, ci pur și simplu ele nu se constată ca fiind acest gen de fapte și nu se raportează mai departe, probabil. Din harta dumneavoastră pe care ați făcut-o, puteți să ne estimați cam cât în cele trei județe amenințate foarte tare, cam câte hectare, estimativ, adică v-ați făcut un calcul sau... Nu, din păcate, noi nu putem să facem o sumarizare, să spun așa, a hectarelor. Pe hartă, într-adevăr, fiecare raportare poate să fie trasată, îi se poate trasa un perimetru și se poate calcula suprafața. Însă, sistemul în sine nu oferă centralizarea lor pentru că ele trebuie verificate pe teren. Dacă sunt legale sau ilegale? Dacă sunt încă de actualitate, în primul rând. Adică, noi ne folosim de imagine Google Maps, instrumentul gratuit pe care l-am putut avea la dispoziție. Să putem achiziționa imagini care să ne ajute actuale, ar fi costat foarte mult și noi nu avem un ONG de mediu, nu are astfel de bugete. Iar să obținem, să zic așa, gratis, ar trebui cu o hotărâre de guvern sau cu o ordonanță de urgență, ceea ce pentru o aplicație cetățenească cu siguranță nu se dă așa ceva. Însă, noi pe momentul în care am mers pe teren, ne-am selectat cele mai mari raportări pe care le-am primit, calculate în aplicație. Și am fost efectiv să vedem la fața locului. Vorbim de suprafețe estimate, în unele cazuri, la 900 de hectare, dar capacitatea umană a noastră nu ne-a permis să mergem în jurul suprafeței respective cu un pasometru sau cu ceva care să calculeze iarăși perimetru și să calculăm o arie ulterior. Acestea sunt, din păcate, niște lucruri care ne depășesc pe noi ca ONG în momentul acesta. Însă avem răspunsurile autorităților după ce noi am fost pe teren, având informații de pe hartă, am documentat cu fotografii, coordonate GPS și căutate alte semnalmente ale legalității și ulterior autoritățile ne-au răspuns. Aici cred că este o problemă destul de complexă. În primul rând pentru că în momentul în care apare pe, să zicem, pe o imagine satelitară, pe o fotografie, apare o zonă în care practic arboretul bătrân, pădurea, se vede că a fost îndepărtată, poate să existe mai multe cauze. De exemplu, sunt și categorii de tăieri legale, să zic așa, conforme cu normele silvice, da, prin care se îndepărtează arboretul matern. Și poate pentru eliminarea unei confuzii ar fi bine să le discutăm foarte pe scurt. De exemplu, sunt când, într-o zonă care nu este, să zicem, o zonă protejată, nu este arie protejată, când pădurea ajunge la o anumită vârstă, conform amenajamentelor fizice, silvice, ea trebuie înlocuită, da? Cu o generație nouă. Cuvântul trebuie... Nu, are conotațiile lui, dar se presupune că la o anumită vârstă, de exemplu, 110 ani la molid, pădurea trebuie înlocuită pentru că dacă se așteaptă mai mult,
În momentul în care vrei să folosești lemnul care rezultă din această pudră, el nu mai are valoare. Deci este în normele și reglementările silvice, este calculată o anumită vârstă pentru anumite tipuri de specii și mai departe, la care pădurea, dacă urmează să fie tăiată, trebuie tăiată la acea vârstă ca să se poată regenera mai ușor și așa mai departe, să se asigure generația viitoare. E, și sunt mai multe categorii. Deci, în general, zic în zona, ca să zic în zona montană, sunt pădurile de amestec la care se poate face această ultimă tăiere a ultimelor arbori rămași pe o suprafață de pădure dacă regenerarea naturală care există, deci semințișul care iese în mod natural, acoperă cel puțin 70% din suprafață. În acel moment se poate face această ultimă tăiere. Deci este o succesiune de tăieri la care ultima tăiere se face dacă 70% din suprafață este regenerată cu semințiș. După aceea, să zicem în cazul molidului, ca să dau un exemplu, sunt permise tăieri rase care poate să dizgolească dintr-o dată o suprafață, dar de maxim 3 hectare. Și nu este voie să alături aceste tăieri rase. Deci dacă am făcut o tăiere rasă de 3 hectare, trebuie să las o pauză, conform și, bineînțeles, a managementelor silvice, după aceea, între tăierea făcută și următoarea tăiere, trebuie să existe o suprafață de pădure netăiată, ca să zic așa. Sau aceste tăieri se pot alătura numai dacă în prima tăiere deja pădurea nouă care iese a ajuns la o anumită înălțime și desime care e considerată de normele silvice că este în regulă. Deci astea ar fi, să zicem, două cazuri în care, dacă o suprafață de pădure este îndepărtată, să zicem, are în spate un motiv legal. Deci dacă a ajuns la o anumită vârstă și este o pădure de amestec, să zicem, la care suprafața este regenerată 70% minim și este prevăzută tăierea în amenajamentele silvice, sau în cazul molidișului este vorba de tăiere rase de până la 3 hectare, care se pot alătura, repet, numai dacă în tăierea anterioară pădurea nouă, generația nouă ajunge la o anumită vârstă. Și din informațiile pe care le aveți dumneavoastră de pe teren, în cazul tăierilor legale, aprobate de autorități de ocoalele silvice, se respectă aceste reguli? Aici este problema. Ele sunt tăieri care respectă amenajamentul silvic, da? Dar sunt foarte multe cazuri în care acești ultimi arbori din pădurile supuse la tăieri principale, așa zise, se îndepărtează chiar dacă semințișul, deci generația nouă, regenerarea naturală, nu acoperă 70% din suprafață. Și vedeți, este un detaliu care face o diferență extrem de mare. Deci, practic, sunt legale, dar sunt ilegale. Sunt legale, dar nu respectă reglementările silvice, iar nerespectarea acestor reglementări silvice nu este suficient pedepsită sau băgată de seamă. Da, deci pot să adaug aici, ca ONG și cu modul în care am văzut și noi pe teren ce s-a întâmplat, în foarte multe cazuri noi am primit actele aferente tăierii pe care noi am găsit-o, însă erau nereguli în execuție. Un caz foarte concret a fost în Parcul Retezat, unde este patrimoniu protejat, inclus în UNESCO, și acolo s-a raportat o problemă, un atac al gândacului de scoarță, afectând anumiți arbori. Lucrarea a fost făcută greșit, un malpraxis, dacă vreți să-i spunem așa. Fiind făcută lucrarea greșit, în loc să oprească problema, a extins-o și a amplificat-o mult mai mult. Și atunci oamenii au fost nevoiți să intervină și mai mult, și asta într-o arie protejată. Deci, modul în care faci lucrurile poate să schimbe situația cu totul. Alte categorii de tăieri, care sunt, să zicem, uneori îmbrăcate legal și sunt neconforme, ca să zic așa, sunt clasicele care le-ați constatat și dumneavoastră în zona de munte, așa zise tăieri accidentale, dobărături de vânt și igienă. Sigur, în zona de munte se produc uneori dobărături de vânt. Asta este poate și datorită faptului că în perioada comunistă pădurile naturale, amestecurile de fac cu brad și cu molid au fost înlocuite cu molidișuri care au o anumită sensibilitate la vânt. Dar, în momentul în care anumite ocoale silvice execută, să zicem, niște tăieri, tăieri, cum spuneam, principale, sau tăieri cauzate de arbori care au fost, eu știu, rupți de vânt, dezrădăcinați, căzuți și așa mai departe. În momentul când ei, de fapt, numai pe hârtie menționează că acei arbori au fost rupți, dobărâți și așa mai departe, este iarăși un instrument prin care se fac niște tăieri. După ce se face această primă tăiere, să zicem, neconformă, pădurea se rărește prea mult și sigur că următorul vânt există probabilitate mult mai mare să intre în ea. După aceea, din nou fac o marcare, din nou scot arbori, iar se rărește pădurea și mai tare și în final ne trezim cu niște verzanți dezgoliți care uneori au în spate niște acte de pune în valoare, niște APV-uri, să zicem, aprobate quasi-legal, în care se spune, da, domnule, a fost dobărături de vânt, a mai venit o accidentală,
s-a mai dobărât vântul, a mai rupt vântul și încă o dată și încă o dată până s-a terminat toată pădurea. E, în realitate, în cazul în care s-au constatat și de către colegi tăieri ilegale și neconforme, este un amestec al tuturor acestor lucruri, în care firme de exploatare au avut poate un cap de pod în care au intrat pe niște marcări, ca să zic așa, pe niște acte de punere în valoare și autorizații de exploatare care le-au avut pentru anumite cantități, după care s-au extins și au tăiat cum au vrut și au făcut ceva. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar putea fi înlăturate asemenea cazuri? Adică ce am putea face sau ce ar trebui schimbat în sistem să nu se mai întâmple asemenea lucruri? Deci, ca să nu ajungem la punctul, să nu vorbesc despre punctul legat de sensibilizare opiniei publice, pentru care aș dori să vorbească mai mult Liana, cred că, în general, personalul silvic trebuie să facă mult mai mult decât face. Pentru că de sute de ani, ca să zic așa, și nu numai în România, ci și în țările europene și probabil în general în lume, activitatea de silvicultură și de pază a pădurilor, pază vorbind, ca să zic așa, în sensul real, se face prin prevenire. Deci trebuie să existe bocancul personalului silvic care să umble pe aceste suprafețe și indiferent dacă un ocol silvic privat sau de stat, în suprafața lui pe care o are în pază, fiecare ocol are o suprafață de pădure în pază, în suprafața lui pe care o are în pază, să zicem că nu are tăieri, dar în momentul în care personalul silvic observă la vecin, pe valea vecină, pe valea lui, că se desfășoară activități neconforme, conform statutului personalului silvic și conform reglementărilor, ar trebui să raporteze toate aceste cazuri. Deci noi ne așteptăm de la opinia publică și de la tinerii din această țară și, eu știu, sute sau mii de voluntari să raporteze cazuri, iar personalul silvic se mulțumește să-și păzească de multe ori doar ograda lui și se ferește să raporteze cazurile de tăiere ilegale care se întâmplă nu neapărat la ei, dar în vecinătatea lor. Și asta este, cred că, primul element. Ar trebui ca prin reglementări, ocoalele silvice private sau de stat să fie obligate 100% sub cum să zic, rezerva unor sancțiuni extrem de dure, să fie obligați să raporteze orice caz de tăiere ilegală, indiferent că se întâmplă în ograda lor sau în ograda vecinului. Deci de aici trebuie plecat, pentru că fără o activitate de prevenție care să fie susținută în spate, chiar și niște sancțiuni severe, nu se va putea. Dacă pot să răspund și eu la întrebare din partea noastră. În primul rând, noi asta am încercat să facem prin inițiativa Harta Tăierilor de Păduri. Să ne aducem contribuția, chiar dacă ea nu este majoră și determinantă în cazul ăsta, dar contribuția noastră la situație. Și concret ce am făcut? În primul rând, toți voluntarii noștri au fost expuși unor informații din domeniu. Adică primul lucru pe care noi l-am vizat a fost să avem cât de cât un vocabular comun sau să avem habar despre ce se întâmplă. Pentru că ați văzut ce ne-a povestit Mihai, modul în care sunt făcute tăierile este o creativitate în domeniu care se împletește cu cunoștințele pe care le obții în facultate. Deci dacă tu, ca societate civilă, vrei să faci ceva, în primul rând trebuie să primești niște informații sau să te interesezi cum se administrează o pădure și ce înseamnă o tăiere de pădure și unde se pot face abuzurile. După aceea e pasul 2, cel în care tu, ca societate civilă, te constitui cu personalitate juridică sau, dacă nu, cauți organizații care există și te implici alături de ele. Ca cetățean, deci ca simplă persoană fizică, nu poți să faci foarte multe lucruri. În momentul în care ești o personalitate juridică, ai voluntari care pot să fie și ingineri silvici, pot să fie studenți la silvicultură, pot să fie reprezentanți din legal, pot să fie avocați, pot să fie juriști, te asociezi cu autorități în cadrul legal. Deci lucrurile, în momentul în care se fac așa, ai șanse să aduci neregulile pe tapet. De exemplu, în cazul județului Argeș, unde a fost recent comunicată tăierea aceea ilegală de 900 de hectare tăiate ras și vreo 2000 în total, ea exista de foarte mult timp, însă în local nu exista disponibilitatea autorităților să înregistreze sesizările primite, pentru că primeau. Am mers pe teren. Da, practic, ce spuneți noastră este că și, practic, autoritățile sunt complice la... În unele cazuri, da. Jafa, adică... Exact cum acolo și doamna ministru... Și nu punem hoțul să păzească ce? Că
n-ai pe cine altcineva să pui să păzească. Ideea este că tu, ca societate civilă, poți să-l tragi la răspundere și poți să-l iei. Ai acest, deci ai pârghia asta, dacă ești ONG sau dacă vrei să te implici, ai legea de partea ta. Și autoritatea poate fi adusă pe teren pentru că este obligația ei. În momentul în care tu constați cu ei de față ce se întâmplă și ulterior trimiți de la Ministerul Mediului, Poliția Română până la SRI, nu mai poate nimeni să nege lucrurile astea. Concretă, în urma sesizărilor pe care voi le-ați făcut cu harta aceasta a tăierilor, câte plângeri penale ați făcut și câte dosare penale s-au deschis? Noi am depus câte un raport elaborat după fiecare activitate de pe teren, deci asta înseamnă 6 rapoarte în total pe 6 județe. Ulterior, pe parcursul timpului, ne-au venit răspunsuri de la autorități. În cel mai, să zic așa, îngrozitor caz a fost până la urmă județul Cluj, în care ni s-au raportat în total pagube de 70 de milioane de lei noi, cu dosarele aferente pe fiecare localitate pe care au parcurs-o voluntarii noștri. Ulterior a fost județul Maramureș, în care erau documentate toate tăierile pe care noi le-am raportat, însă mergând din nou să investigheze ceea ce noi am fost pe teren și am văzut, s-au actualizat și s-a depășit cu 1 milion de lei noi un prejudiciu estimat inițial de autorități. Dar până la urmă, cei care au făcut asta au pățit ceva sau sunt pe cale să pățească ceva? Dosarele, adică sunt dosare penale? Da, sau? Sunt dosare penale deschise. Unele dinainte ca noi să venim pe teren, altele după ce noi am venit pe teren. Deci asta ar fi prima contribuție. Faptul că noi ne-am dus acolo cu legea în mână, cu autoritățile obligate de lege să-și facă treaba și atunci s-au constituit niște nereguli, s-au deschis dosare penale. Mai departe, ce putem spune este noi ca ONG avem sprijinul unor avocați cu ajutorul cărora ne-am constituit parte vătămată într-unul dintre dosarele penale deschise, este chiar cel din Argeș. Din, să zic așa, păcate momentan, tot ce putem face noi acum este să ținem legătura cu autoritățile care instrumentează dosarul respectiv și care fac urmărirea penală. Practic să puneți prețină pe ei. Da. Și de-abia la final să prezentăm ce este în interiorul lor. Ceea ce este, dacă vreți, poate nu mulțumește publicul acum pe loc, dar adevărul este că dacă s-ar face lucrurile astea din mai multe județe, și nu suntem singurii care facem asta, mai este un caz în Sibiu, în momentul în care un ONG a găsit o neregulă, a raportat direct către DNA. Lucrurile acestea se, iarăși, dacă te duci la autorități cu toate hârtile în mână, n-au cum să nu ia calcul, să nu ia în calcul ceea ce faci tu. Dar dacă doar te limitezi la a comenta undeva pe un website sau a posta un filmuleț sau a spune că în România nu se poate face nimic, din păcate nu. Tu, ca societate civilă, nu ăsta e rolul tău. Și până la urmă, o democrație funcțională are o societate civilă sănătoasă la bază. Și o societate civilă sănătoasă este aceea care își suflecă mânecile, se uită în stânga și în dreapta și vede unde poate să se implice sau cu cine se poate ajuta. Și în cel mai rău caz, învață singură. Noi am făcut asta. Eu aș vrea să mai menționez, ca să putem să facem tablou complet. Deci există acest lanț al slăbiciunilor care începe cu proprietarii de pădure, pentru că de multe ori se face confuzia. Se spune, când se vede o tăiere legală, se spune furt din pădure. Deci furt este cazul în care niște hoți se duc în pădure și taie din pădurea proprietatea altcuiva. Dar de multe ori, proprietarii sunt cei care, direct sau prin împuterniciți, prin firme de exploatare, cărora le vând anumite drepturi, își taie pădurile. Și atunci, lanțul slăbiciunilor, dacă vreți așa, poate cea mai mică verigă este cea legată de hoții de pădure. După aceea există acești proprietari de pădure, care vor să obțină de multe ori bani în timp scurt și neținând cont de faptul că poate bunicii lor au păstrat altfel pădurea. După aceea sunt ocoalele silvice, private sau de stat, care, cum am spus, nu își fac în totalitate datoria, chiar dacă lucrurile nu se întâmplă uneori în curtea lor. După aceea sunt organele de control ale Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, și anume inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, care, practic, ei răspund de controlul a ceea ce se întâmplă în aceste păduri. Au puterea de a aproba anumite tăieri, au puterea de a controla. E adevărat, nu au suficienți oameni, nu au suficiente mijloace, oamenii sunt destul de prost plătiți și de aici asigur că puteți trage singur concluziile. Însă, pe tot acest lanț, deci începând cu proprietarii, începând cu firme de exploatare care se pretează la așa ceva, începând cu comercianții și prelucrătorii de masă lemnoasă, care cumpără lemn fără documente legale și cu proveniență incertă, care îl prelucrează și care îl vând mai departe spre exportatori în aceleași condiții,
inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, nu putem să generalizăm, ci, dar sunt cu siguranță anumiți funcționari care sunt vinovați de toate aceste fapte care se întâmplă. Deci pe tot acest lanț, pornind de la, să zicem, cel mai mic hoț de pădure, proprietari, ocoale silvice private și de stat, inspectorate de regim silvic și minister, există probleme, din păcate. Ce credeți că va schimba noul cod silvic, modificările aduse la codul silvic? Credeți că va îmbunătăți situația? Sincer, aș prefera să vorbim despre codul silvic după ce se aprobă, pentru că perioada, care mie personal mi se pare deja destul de lungă, în care codul silvic totuși auzim că se schimbă, totuși nu reușește să iasă în formă aprobată, mie personal îmi pune niște întrebări. Deci modificările propuse inițial în codul silvic și ce va ieși până la urmă, nu putem să spunem cu certitudine. Unele dintre modificările propuse sunt desigur benefice, consider. Dar sub rezerva ca să vedem cum va apărea până la urmă forma aprobată. Și ca să fie totul cât mai clar, propunerile sunt din 2011 și suntem deja la finalul 2013, el este încă proiect de modificare a codului silvic. Deci ne întrebăm de și de asta. De ce? De ce atâtea piedici? De ce durează așa de mult? Sigur, e o lege organică care trebuie bine studiată și așa mai departe, dar... Au fost de cel puțin de 3 ore ca societate civilă am ieșit cu poziții publice pe modificările care erau la un moment dat fie în Senat, fie în Camera Deputaților, care niciodată nu s-au concretizat în proiect de lege care să iasă și să schimbe, să aducă modificări concrete codului silvic. Deci vorbim doar de ipoteze și de mai bine de 2 ani de zile vorbim tot de ipoteze. Sigur, condițiile, mai apare o problemă care poate este la baza acestor lucruri. Eu știu, criza economică care a fost, economia României în general, probabil induce, cu siguranță induce niște presiuni suplimentare asupra resurselor. Iar lemnul este considerat la ora asta o resursă importantă, dar aici ar trebui să gândim pe termen lung. Pentru că dacă o gândim ca o resursă pe termen scurt, o să ne trezim, în ghilimele, că Carpații vor curge de vale. Și mai dați-mi voie să un singur lucru care este menționat în propunerea de cod silvic. A fost și în codul silvic vechi, în mai multe ediții de cod silvic, dar nu s-a aplicat, de fapt, niciodată. Se spune că din funcțiile pădurii, numai 30% reprezintă lemn. 70% este reprezentat de funcțiile de protecție. E vorba de oxigen, e vorba de constanța și calitatea surselor de apă, este vorba de micșorarea și diminuarea efectelor legate de schimbările climatice și așa mai departe. Deci pădurea este un ecosistem extrem de complex și funcțiile de protecție reprezintă, de fapt, se spune, 70%. Lemnul reprezintă numai o mică parte. Ultimele două întrebări pe scurt. Deși toată lumea știe că se defrișează, câteodată ilegal, câteodată legal, câteodată între, potrivit statisticilor oficiale, suprafața de pădure a crescut în România în ultimii 20 de ani. Cum se explică acest lucru, că e un mister așa, unii taie și pădurea totuși crește? Aici eu nu am la fel aceste date concrete, dar pot exista și niște explicații, pentru că și eu consider că, din câte știu, s-a făcut destul de serios. În ultimii ani s-a demarat și nu știu sigur dacă s-a finalizat un proces în care s-a făcut un inventar național al fondului forestier. Deci a fost coordonat de ICAS, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, și sigur că probabil că aceste date oficiale sunt date de acest inventar forestier național. Ce se mai poate întâmpla? Au fost, în suprafața, mai ales în zona montană, au fost și sunt o serie de pășuni împădurite, așa zise. Deci sunt zone care, să zicem, înainte de perioada comunistă au fost pășuni, după care s-au împădurit în mod natural. Și, de exemplu, aceste suprafețele nu au fost incluse inițial în fondul forestier. Acum, inclusiv după codul silvic în vigoare, aceste pășuni împădurite, unde consistența pădurii este mai mare de 0,4, ele trebuie introduse în fondul forestier. Și suprafața acestor, nu știu cât poate să fie, dar știu că erau câteva sute de mii de hectare de pășuni împădurite. E posibil ca, prin acest inventar silvic, aceste suprafețe să fie adus acest aport la fondul forestier. De unde scăzând
Pe de altă parte, tăierile care sunt cifrele oficiale, probabil că s-a ajuns la această... La da, aici crește. E o problemă, de exemplu, eu știu că atunci când sunt tăiate păduri, ele sunt considerate în continuare fond forestier, doar dacă sunt defrișate, adică sunt scoase din fondul forestier sigur. Pentru alte proiecte de utilitate publică. Deci, practic, a rămas pădure și rămața care nu mai e pădure. Da, tot ce este tăiat e considerat în continuare pădure, corect. Pentru că la un moment dat o să se regenereze și se merge foarte mult pe regenerare naturală. O altă explicație pe care eu o am de la toți membrii noștri, care includ și ingineri silvici, este aceea că limita pădurii nu este foarte clar definită. Adică, cel puțin în codul silvic, nu se specifică. Este trunchiul ultimului arbore, de la marginea unui trunchi de pădure, sau este proiecția coroanei, care asta înseamnă o distanță destul de mare între trunchi, unde se termină trunchiul și unde se termină proiecția coroanei, adică umbra pe care o lasă arborele când e soarele pe cer, în vârf. Deci, numărul ăsta de metri, care să zic așa, care ar fi aici la fiecare arbore, calculat la tot ce înseamnă marginea pădurii în țara noastră, poate să-ți dea niște diferențe foarte mari, care dacă nu se specifică și nu se clarifică unde e limita pădurii, iarăși poți să te joci cu cifrele foarte mult. Referitor la definiție, am înțeles că este o problemă, că înainte se considera dacă 40% dintr-un hectar de pădure este împădurit, este pădure, acum a scăzut la 10 undeva. Nu, definiția inventarului forestier, atunci când a fost construit acum, el pe site-ul inventarului forestier național, se găsește lucrul acesta, că au fost luate în calcul două definiții. Una este cea românească, și anume componența unei păduri la un hectar, 40% din el, dacă este acoperit, deci proiecția arborilor, coroana arborului face umbre pe 40%, acela este considerat pădure. În definițiile internaționale, doar 10%. Ceea ce, de aici, eu chiar am pus această întrebare, există niște grupuri de discuții de specialitate și am dorit să știu cum a fost armonizată diferența asta între cifrele pe care noi le luăm în calcul în România, conform definițiilor noastre, și cifrele, sau așa cum este luată definiția pădurii la nivel internațional. Ca să zic, să mai adaug un aspect care are legătură cu subiectul de azi, este faptul că probabil prin harta tăierilor ilegale ați luat în considerare în primul rând suprafețele dezgolite. Da, numai acelea. Dar, din păcate, și asta, uite, pe cine interesează poate să afle ușor oficial, după datele Institutului Național de Statistică, să vă uitați de curiozitate care este suprafața pădurilor parcurs în România cu tăieri de igienă. Tăierile de igienă fiind cele prin care, teoretic, se taie doar... Există doar niște statistici. Arborii uscați, arborii bolnavi, arborii care urmează să se usuce sau cei cu coroane rupte și așa mai departe. Deci, pentru că aceste intervenții sunt un pic necontrolate și este, dacă vreți, pentru cei răuvoitori, este un instrument prin care sub această acoperire se pot face intervenții în pădure care de multe ori... Este foarte corect. Noi, cu aplicația noastră, nu avem, cel puțin acum, tehnologia să studiem răririle acestea sau tăierile de produse accidentale, igienă. Însă, avem într-adevăr două surse de informații aici. Odată sunt statisticile de la Institutul Național de Statistică pe perioada 1991-2010, care arată, într-adevăr, cele mai multe tăieri au fost acestea de produse accidentale. În al doilea rând, de la Academia Română, în urmă cu un an, este o revistă care se numește Revista Pădurilor. În această revistă a publicat un articol un domn academician, domnul Victor Giurgiu, care spunea că dânsul a studiat actele de la autoritățile publice și a găsit următoarele nereguli. Tăierile acestea de produse accidentale, de categoria 1, în fine, este o definiție tehnică, dar tăierile de produse accidentale diferă în funcție de tipul de proprietate. Adică, pe pădurile statului, pe cele administrate de RomSilva, pe pădurile publice sunt acestea. Pădurile proprietate publică a statului. Așa. Acestea sunt undeva, se situează la 23%. Pe pădurile administrate de către administrațiile publice locale, se situează undeva la aproape 50%. Iar pe pădurile private, tăierile acestea de produse accidentale se situează undeva la peste 70%. Nu avem, cum să vă spun, proprietatea în România nu e definitivată pe regiune geografică, este fiecare unde a avut sau unde a dobândit un drept. Deci nu poți să spui că ai o regiune în care e numai proprietatea statului sau publică sau
privată. Și accidentele nu se întâmplă chiar cu așa o selecție încât pe proprietățile private să fie atât de multe accidente încât să tai undeva la 70% din tot ce ai tăiat să raportezi accidente și pe proprietățile, pe pădurile publice să fie atât de mici. Deci există, până la urmă, nici gândăcei, nici vântul nu bate chiar atât de selectiv. Deci să fim serioși. E vorba de neregulile care se fac. Deci, într-adevăr, tăierile astea accidentale, care sunt cel mai creativ mod de a face abuzuri, se fac și cifrele vorbesc de la sine. Ultima întrebare, vă rog, ca să ne încadrăm cât de cât în timp. Ce veți face mai departe cu harta tăierilor de păduri? Pe scurt, în cazul nostru, noi ne dorim în continuare să o dezvoltăm, pentru că am fost pe teren doar în 6 județe, până la urmă avem, până la 41 de județe avem foarte mult. Dar avem nevoie de oameni. Noi nu o să putem să facem, noi suntem echipă în București și lucrăm cu colegii noștri cu care facem de altfel și plantări și împăduriri, nu doar identificăm unde sunt tăiate, lucrăm cu ei cot la cot. Dar oricine este interesat să facă ceva concret, îl așteptăm la noi. Anul viitor ne dorim să mergem în cel puțin alte 4 județe noi.